Mulțumim, doamna Maria Precup. Îl invit la pupitru pe domnul Mircea Olean, care nu doar a numărat până la 65 și până la 25, ci zi de zi s-a trezit dimineața de vreme împreună cu sute de oameni, ca să putem spune astăzi că suntem mândri și dânsul știe cel mai bine pentru ce suntem recunoscători. Bună ziua! Lucram în Germania pentru
7 în 11 ore și să cumpere cu 2 milioane de mărci și să cumpere în fabă. Adică să cumpere cu niște bani, dar de fapt tu nu ia de aia. Trebuia să cumpere un să-i găsești și urmă să îi dai și înapoi. Dar lucrurile au decurs de așa natură și am arătat că am reușit să rezolvăm toate problemele și provocările și am ajuns astăzi la ceea ce vedeți. Alt moment important în istoria Mavivrod, o să zic 2009, când, ce știu, poate deja am rezolvat multe din problemele și provocările care le-am avut în zona Irum, zona Mavivrod. Și am căutat o nouă provocare și am găsit-o. Am hotărât să ne extindem afacerile și în afara granițelor României. Și cu soția de până am plecat la Budapesta, am cumpărat un teren, am înființat o firmă, am construit o clădire și așa am luat naștere, Mavivrod Modelorsar, la care, bineînțeles, suntem singuri acționari. O firmă care după aproape 10 ani, care vor fi anul viitor, deja se numără printre firmele care au un anumit renume în Ungaria. La fel de important și un punct în istoria Mavivrod și Irum a fost în anul 2010. Când din nou am luat o hotărâre foarte, foarte importantă vis-a-vis de parcursul ulterior al firmelor, am hotărât să intrăm pe zona agricolă. Mai precis, am hotărât să apărăm în piață cu un tractor agricol. Ca și mă rog, dacă lumea ne percepea ca și un producător de tractoare forestiere și de utilaje forestiere, la ora asta, după 9 ani, deja lumea ne percepe în aceeași măsură ca și un producător de utilaje agricole. Și pentru că avem un ceas aniversar, într-un an special, anul centenarului, doresc să vă împărtășesc oficial faptul că urmează să lansăm în toamna acestui an primul tractor agricol 100% românesc, gândit și făcut de la cap la coadă de echipa noastră de ingineri români talentați, după 5 ani în care producția de tractoare românești a dispărut. Deci, practic, mai precis la Indara, care va debuta în 1 octombrie, o să avem acest moment foarte important în istoria Irum, când se va întâmpla această lansare, practic vorbim de un proiect la care lucrăm de cel puțin 5 ani cu inginerii noștri și în acest an, în anul centenarului, am reușit să finalizăm și să vedem roadele la atâția ani de muncă, la atâtea eforturi făcute. Noul nostru tractor agricol corespunde exigențelor unei agriculturi moderne și el va putea concura cu orice tractor produs de producătorii din mă rog, Europa sau din piața mondială. Sper să ajungem cum am ajuns cu tractorul forestier, care, dacă vorbim de un tractor agricol 100% românesc, care va fi lansat, după cum bine știți, noi avem un tractor 100% românesc, dar forestier. Deci cu acest tractor 100% românesc forestier, conceput și produs în întregime la Reghin, am reușit ca să intrăm pe
piețele mondiale, ultima ispravă, ca să zic, acum două săptămâni am livrat două tractoare în Africa de Sud. Este ultima piață în care am reușit să vă reușim. Sperăm că și cu tractorul agricol o să reușim să găsim zone și piețe externe unde să putem să vin. În clipele următoare aș dori să vă invit să vizionați un scurt film legat de